Salutare, prieteni! Astăzi avem un Opel Astra J pentru distribuție. Am eliberat aici spațiu, am dat tamponul jos și o să începem să demontăm capacul. Am dat fulia de la pompa de apă. Pompa de apă e pusă pe culoarea de accesorii, nu este pusă pe distribuție. Așa. O să demontăm pas cu pas, să vă arăt și vouă, cei care aveți modulul ăsta de mașină sau motorul ăsta, corul ăsta de motor, să știți și dacă vreți să vă faceți acasă, să știți cam ce aveți de făcut. Am demontat filtrul de aer de aici, tubulatura, senzorul de poziție, axa cu camă, folia. Urmează să demontăm folia de la Vibrochem și apoi toate capacele de plastic să ajungem la distribuție. După ce dăm capacul jos, ajungem la distribuție. Distribuția este cea originală a mașinii, nu s-a schimbat până acum. Și cureaua era foarte slabă. Se slăbise, aici se vede o jură mare pe rolo. Bun, o să tragem la punct, să calăm. Da? Avem aici o cală pentru axa cu camă și una pentru pompa de injecție. O să tragem la punct, să calăm, să dăm rolele jos și să începem operațiunea de schimbare a curelei. Pompa de apă, bineînțeles. Am să vă arăt pas cu pas și vă țin la curent. Am tras la punct motorul. Aveți nevoie de două șurupuri, un M6 și un M8. M6 le vine pe axa cu camă. Aici avem gaura, dacă nu ați potrivit-o când trebuie. Mișcați un pic. Da, până ajunge la filet, să intre cu mâna. Bun. Trebuie șuruburi cu parte plină aici și puțin filet ca să prindă bine pe aici. Blocăm pompa de injecție. Ok. După ce blocăm pompa și axa cu camă, vibrochenul. Avem aici un semn care trebuie să bată cu semnul după bloc. După ce dăm cureaua, o să vedem și semnul de acolo. Asta nu-mi place cum a intrat aici, parcă nu a intrat suficient. Bun. Așa. O să mai dăm aici un semn, să ne asigurăm că vibrochinul nu pleacă de la semn. Da, înainte de a scoate cureaua și apoi scoatem cureaua, dăm rola îndensătoare și rola fixă, le schimbăm și venim cu cureaua cea nouă. Toată treaba este ca să fie foarte întinsă cureaua aici, pe zona asta, cum plecăm după vibrochin.
O întindem aici să, să fie întinsă dinte pe, pe dinte, iar aici partea, dar după ce punem rula, ca să putem să o aducem pe rulă, în momentul când ea e întinsă aici, ca partea slabă să rămână doar aici în partea, de, în partea rulei, ca ea să strângă cureaua și aici să nu, să nu sară vreun dinte sau să nu rămână în urmă, să fie foarte bine întinsă partea din, din spatele motorului, da? Partea cu pompa și partea de întindere să rămână aici. După ce ați calat asta, nu se mai întâmplă nimic, vibrochinul va fi dat cu semne și va fi urmărit, așa că vă urez mult succes și sper că ați înțeles din ce am spus eu aici. Nu știu să mă exprim pe înțelesul tuturor, dar sper că se înțelege. O să mai continui cu celelalte noi după ce sunt puse. Da? O să vă arăt cum se pun rolele, cum se pune cureaua, cum e strânsă și apoi operațiunea de montare. Bun, deci am scos și pompa de apă. Se află aici. Dacă să poți să scoți pompa de apă, trebuie să dai și rulantizatoare de pe cureaua de accesorii. Restul sunt puse la semn. Urmează să, să remontăm toate piesele date jos, cureaua. Și apoi am să vă arăt cum se face tura de, de verificare pentru puncte. Să rămână la punct, de fapt. Ne vedem după. Bun, acum s-a montat toate piesele. S-a montat rula, s-a strâns la poziție, cureaua, cea nouă. Toate sunt la semn, am scos calele afară. Și acum urmează să învârtim motorul, de, să dăm două ture. Să vedem dacă rămâne la semn sau... sau nu, dar în mare parte ar trebui să fie corect și acolo unde trebuie. Așa, o să învârtim motorul. Băgăm aici cheia. Bun, deci am învârtit motorul două ture, l-am calat din nou, ca să ne asigurăm că toate punctele sunt la locul lor, vibrochin, pompă de injecție și axă cu camă. Acum urmează să remontăm toate plasticele înapoi. Până aici am avut de zis. Sper că ați înțeles ceva din ce v-am arătat și să vă ajute în ceea ce vreți să faceți voi la mașini. Până data viitoare, toate cele bune și aveți grijă de mașinile voastre.